anchetatorii au anunțat că au identificat vinovatul pentru accidentul feroviar de săptămâna trecută din Germania, care s-a soldat cu 11 morți și 81 de răniți, printre care se numără și o româncă. Potrivit acestora, un controlor de trafic feroviar în vârstă de 39 de ani este anchetat pentru ucidere din culpă, rănire și intervenție periculoasă în traficul feroviar după ce ar fi încălcat procedurile, provocând ciocnirea dintre cele două trenuri în care se aflau 150 de pasageri. Majoritatea oamenilor erau navetiști. Despre inculpat nu există indicii că ar fi consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise în timpul serviciului. Anchetatorii nu au făcut publică identitatea acestuia.